Zador și Jorge au continuat să agite spiritele la Survivor România All-Stars 2024. Înainte de a fi eliminat din competiție, filmată în jungla dominicană, Zador a exprimat cu sinceritate toate gândurile sale și a adus acuzații serioase fostului său coleg de echipă. Conform informațiilor de la Fanatic.ro, Zador a fost eliminat din Survivor România All-Stars 2024. Cu toate acestea, înainte de a părăsi Republica Dominicană, artistul a creat o mare agitație și nu s-a abținut să-și exprime opiniile. Recent a izbucnit un scandal între el și Jorge. Zador l-a acuzat pe fostul său coleg de la Faimoși că este ipocrit, iar în episodul care va fi difuzat miercuri 28 februarie 2024, tensiunea atinge cote înalte. După ce Faimoșii pierd jocul pentru imunitate, Zador și-a pierdut răbdarea și a declarat că Jorge își planifică accidentările și se rănește exact înainte de probele importante de la Survivor România 2024, pentru a evita riscul de a fi eliminat. Această acuzație l-a enervat, iar fără să mai țină cont de camerele de filmat sau de colegi, Zador a dezvăluit că Jorge a folosit o strategie similară și în sezonul anterior, când făcea parte din echipa Faimoșilor. Totul a început de la recenta accidentarea lui Jorge. Din cauza oboselii acumulate, el a alunecat în timpul unei probe și și-a lovit piciorul, o situație asemănătoare cu cea din sezonul precedent. Păi noi suntem proști, chemele astea le-a făcut și cu noi. Eu trag în jos echipa, eu azi nu joc, de ce? Pentru că este joc de imunitate și dacă pierd război, cine votează pe Jorge, nu? A făcut strategia asta și când era în echipa noastră, ca să nu joace el și ca să câștigăm jocul de imunitate. Schema asta a făcut-o și azi, cu războici, a spus Zador despre Jorge la Survivor România All-Stars 2024. Însă, dacă este o strategie, Jorge a dat greș. Medicii au spus că are nevoie de odihnă, ceea ce ar fi dus și la eliminarea asta. Recent, paparații SpyNews.ro l-au fotografiat în București în timp ce se plimba alături de familie. Mai putem spune că a confirmat faptul că Zador a fost eliminat din Survivor, așa cum am anticipat anterior. Artistul și-a făcut apariția la volanul propriului său bolit pe străzile din București, iar videoclipul pe care îl vom vedea imediat demonstrează clar acest lucru. Imaginile care au apărut pe pagina de Instagram a Viperilor Vesele vor deveni virale în cel mai scurt timp posibil. În exclusivitate pentru urmăritorii paginii de Instagram Viperile Vesele, vă prezentăm imagini cu Zador, aflat deja în România. Imaginile care îl arată pe Zador la volanul automobilului său au fost surprise în București, în seara zilei de 26.02.2024 și reprezintă încă o dovadă a faptului că artistul a părăsit competiția Survivor All Stars România, se arată în mesajul postat pe pagina Viperele Vesele.